G2A, jocuri ieftine, M-au trollat oamenii pe un livestream, eu i-am întrebat care este cea mai rapidă mașină, Koenigsegg, Bugatti, iar ei îmi ziceau Dacia, deci astăzi o să facem o întrecere cu Daciile, pentru că de ce nu, ok? Este o zi frumoasă în care niște Dacii o să fie puse la o întrecere foarte strânsă și trebuia să faci dreapta acolo. Avem Dacia asta Logan și mai am un Sandero, desigur, un Sandero și vreau să văd care dintre ele este mai rapidă. Acum, asta este vechea, prima versiune, de fapt a doua, cred, nu? Versiunea de la când și-au schimbat sigla, nu? 2009. Iar eu mai am aici, stai așa să-mi dau seama, mai am un Sandero de ăsta, dar versiunea a doua, habar n-am, dude, eu nu sunt la curent cu știrile, ok? Uite asta. Ambele sunt negre și sunt foarte urâte că sunt negre. Dacă erau albe, erau mai frumoase, dar vă rog, lăsați un like, am apreciat foarte mult. E frumoasa ta. Ce? Păi, e frumoasa păi ta. E mai frumoasă. Ah! Hei! Nenoro, are ăsta Ferrari și poate să-mi lovească Loganul meu, firar să fie. Ui, nu, ăsta e Sandero, a tău e Logan. Ok. Bă, stai așa, știi unde să pui... Da, știu unde e aeroportul, parcă, da, știu pune unde. Pune la... Acum la cercul ăla. Da, 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 la cercul ăla și gen apoi, după aia intrăm da, pe aeroport. Mai, da. Ok, bun. Încearcă să vii după... What the fuck? Oh, doamne, de ce am ăla, ăla a ascultat manele cu geamul dat jos. da. Nu uitați că aveți un link către G2A acolo și a jos în descriere, pentru că suntem parteneri șmecheri și sexy de G2A. Sexy n-are nicio legătură cu nimic, dar da. Dar suntem, ceea ce e foarte... Da. Auzi, vezi, să nu bușești mașina, da? Avem nevoie de ea la întregul ei potențial, pentru că întrecerea o să fie foarte strânsă și o să determine... nimic mai exact. Și sincer, cred că a mea e mai rapidă sau da, tu mergi. Da, pare mai rapidă. Oh, Jesus! Ok, nu pune! Mă, cine te-a învățat, mă, să conduci? În ce univers te bagi în fața cuiva după care pui frâna, a? În ce univers faci asta, firar să fie? Ești în spatele meu? La mine deja iese fum de la motor, dude. Cum ai reușit? Păi cum am reușit? Îți spun eu cum am reușit. Tu mergeai cu mașina și... No. Măi, e Logan, nu are frâne Brembo, firar să fie. Ui, e Sandero, god damn it, dude. Ok, stai așa, stai. Am stricat eu aia pentru tine, da. Bun, atunci nu are importanță. Vino după mine și să sperăm că... fă stânga acelea, uite pe aceea, așa. Așa. Știi ce e frumos la mașina asta? Că nu e foarte rapidă și poți să iei viraje cu ea, frate, spre deosebire de multe alte mașini de pe jocul ăsta. A, s-a stricat a mea. Slash repair. Dacă mi-a scoate fum dacă te ajută cu ceva. Dacă se strică, să-i dai slash repair. Avem o singură șansă să le întrecem, ok? Pentru că a mea deja scoate fum. Vino mă lângă mine, mă. Unde te duci, mă? Vino acum, stai așa. Așa, încearcă să o ții cât mai dreaptă și pornim amândoi odată. Pune-te în dreapta mea, așa. Hai să-i dau și un slash repair, că sigur moare pe drum. Nu, slash repair-ul nu funcționează decât dacă chiar e stricată mașina. Gen, dacă îți scoate fum, nu o să-ți facă nimic. Gata? Ok, stai. Bun. Ok. Așa, ține space-ul apăsat. Da. Așa. Și W și zi okay. 3, 2, 1 și la și dăm drum, ok? Ok. 3, 2, 1 și! Oh shit. Oh. Holy fuck! No! Bă, a mea e un pic mai în față pentru că cred că am plecat cu o fracțiune de secundă. Sunt la fel de rapide, nu? Cât ai? 214? 215? 218, 221, 222, Pune frână. Așa. Astea sunt la fel de rapide, pe bune? Pe bune. Sunt aproape la fel de rapide. Cred că sunt exact la fel de rapide. Dar problema e că ți-am zis, eu cred că am pornit cu o fracțiune de secundă mai devreme, ceea ce... Nu, eu am pornit mai devreme decât tu ai mine. Pornit mai devreme? Nu e adevărat. Da. Pe ecranul meu eu am văzut că eu parcă am anticipat, știi? Și când ai zis și eu, am și dat drumul. Am înțeles. Hai, vino lângă mine, că mai încercăm o dată. Okay. Dacă nu se strică, pentru că nu prea cred că ar trebui să mergi cu Dacia cu 200 și... La cât ajunsese? În 200... 22, da? Hai să încerc da. să pun roțile astea cât de cât. Așa, perfect, da. Le-am pus la centimetru și probabil că eu eram un pic mai în față. Ești gata?
Da. Bun, hai, dă iar startul. Ok, 3, 2, 1 și... Ok, am pornit mai greu acum. Stai să vedem dacă te prind din urmă. Băi, dar n-o lua pe arătură. Cât ai? 210, 211, 15, 16, 17, 20. Sunt exact la fel de rapide. Dar problema ar fi că tu ai pornit mai devreme, ai furat startul. De ce ai furat startul, ha? Ai furat startul, toată lumea știe că ai furat startul. Auzi, oare, tu poți să tunezi mașina aia? Dacă e a mea? Nu cred. Pe bune? Bun, atunci, o încercare bună. Atunci vină după mine, hai să mergem să le facem albe mașinile astea și să le schimbăm jantele, că mașinile pe care le cumperi vin cu jantele astea, frate, și sunt atât de urâte, zici că-s de alea pe tablă. De tablă? De tablă. Da, de tablă, da. Pe tablă. De tablă? Numai, jante pe tablă. Nu mai râde de mine, ok? Tu, Eminescu de România, shut the fuck up, Eminescu de România. Bun, hai după mine și ai grijă să nu distrugi mașina aia, ok? Bagă-te așa peste ăsta. După care o iau opacilea. Deci vrem să mergem să punem niște jante la mașina asta. Auzi, dar oare dacă îi facem upgrade la motor, crezi că o să fie un pic mai rapidă? Poate, pentru dar cred că o să fie la fel. O să fiu sincer cu tine, nu știu dacă pot să tunezi mașinile astea care gen sunt băgate pe joc ca moduri. Pentru că nu știu dacă jocul știe exact ce să facă cu ele, nu? Pentru da, că, de exemplu, hai să ne gândim tehnic. Dacă îmi bagi o mașină pe un server de GTA... Stai, stai. Dă-i slash repair și ai grijă să nu lovești de nimic. Deci când bagi o mașină pe serverul tău de GTA, îi setezi accelerația, viteza... Apoi, valorile sunt fixe. Nu știu, eu am pus pe hartă la... tu nu ai pus pe hartă, nu? Nu, mergeam după tine. Știi unde e poliția? Cum te uiți în dreapta poliției, la vreo două străzi distanță, e ceva de tuning. Să mă uit. E după un pod cum ar veni. Ăla e acolo. Da, ce spuneam. Că setezi niște valori care sunt fixe și apoi nu știu dacă jocul știe să-ți mai mărească valorile alea dacă tunezi mașina, adică habar n-am, frate. De ce n-ar ști? Păi zic eu de ce n-ar ști, pentru că este programare. Pentru că, pe bune, cum ai reușit să... N-am făcut nimic, eram aproape și s-a stricat complet. I-ai dat slash repair și n-ai atins-o de nimic? Cred că am atins-o de un zi. Cred că am zgâriat-o puțin. S-a auzit o explozie afară. Am zgâriat-o puțin de un zid, adică nu era mare chestie. I-am pus race transmission la o Dacia Sandero, dude. Respray, stai să o facem albă, frate, că nu se mai poate așa. Metallic. Deci, păi, nu eu metallic. Sunt la strada mare dacă vrei să vei să dai și mie o slash repair după. Pony Classic? Mat? Classic, ia să vedem. Stai să o facem cât mai albă. Mă, știi ce? Nu. Dacă o facem albă, o facem mată. Ice white sau alt white? Trebuie să mai fie un white pe aici. Ice okay, white, nu este... deși e mai mult spre albastru. Light gray, ice white. Ok, eu am făcut-o mată pentru că, da, de aia. Stai să punem altă culoare, putem să punem aici, să vedem. Asta. O să-l facem negru. Tu ai venit, mă. Păi da. Mea. Bă, deci mașinile albe cu acoperișul, cum se zice, plafonul e pe interior. Cum se zice la ăla din afară? Acoperișul. Ce cool arată. Da, arată cool, gen. E atât de mișto să faci acoperișul negru la o mașină albă. Deci știi de scuze. De ce ai făcut? Care este problema ta? Ok, ai vreo problemă? Vrei să ne smardoim? Așa cum mi-ai smardoit mie? Oh my god, dude. Ok, stai că mai voiam să fac o chestie. Brakes și mai aveam ceva de făcut. Mai aveam de pus... Cum de... Stop! Stai așa, lights, plate, respray, turbo, am uitat că trebuie să punem și turbo. Ok, stai să-i pun roțile și suntem gata. Wheels, wheel type, vai, high end, asta e boss, fii antenă. Da, văd cum le și schimbi, ok. Fii antenă, la ce fel... Ah! Hyper vehicle. Stai că am mai trebuit să plătesc niște bani ca să-mi repar parabrizul, că l-ai... Hai, urcă-te. Urcă-te la ele. Hai, vine după mine, după mașina mea e aici pe dreapta. Ce mașină? Ai furat de pe stradă o mașină?
Nu, mă, nu! Dacia mea care a rămas în pană și are nevoie de un slash repairer. Vrei să ți-o repar eu? Da! Oh my god, ești fix lângă, ți-a murit aici? Ok, stai că mă ocup eu, frate, stai că știu eu cum se face. Am niște fire de la un alternator, slash repair. De la altul, bla, bla, bla. Da, uite, chestii. Ți-am strâns șurubul de ulei și ți-am oprit picurarea. Trebuie să sun la mecanic. Mă duc eu să o repar, mă, stai așa. Mă duc să o repar eu pentru că... Mi se pare că poți și tu să o repari, de fapt, că nu contează, nu trebuie să fie a ta, dar... Da, enter, repair, da, vehicle. Nu. Vrei să ți-o fac albă? Fă o albă. Dar altceva nu-ți fac, altceva nu-ți fac, stai. Turbo wheels... wheel type... High-end, ok, hai că îți spun și jantele frumoase, da? De fapt, nu cred că astea, dar cred că astea sunt. Stai așa, și ce mai voiam să-ți spun culoare, respray. Așa... Primary color. Matte. Ice white. Yes. Oh. Și secondary color matte și Asta nu, da, la asta nu poți să-i schimbi acoperișul să-l faci negru. Ce n-aș fac. Bun. Hai că ți-am făcut o albă și ție. Și ți-am adus mașina aici. Mă, sunt chiar foarte curios dacă într-adevăr poți să schimbi viteza de la motor tunându-ți mașina, dacă e o mașină băgată în joc, știi? Pentru că eu cred că nu, pentru că sunt expert în calculatoare și știu o iotă de programare, adică diez include io stream int main sin ceva, nu știu, am găsit o mașină care e lăsată. Iotie, bă, ce mașină a abandonat lumea pe stradă. Wow. Ce? Ok. Să te uiți la interior, frate, de ce e făcut atât de frumos. Ia uite. E fix ca în realitate. Cu bordul și cu alea. La tine nu știu exact cum e, să vedem. Stai așa să mă uit în first person. Stai. Uitam la mine în mașină, la tine în mașină. Da, într-adevăr. Bun. Bă, ia stai așa. Hai, vino cu ace cu mine. Că vreau să văd dacă te poți ține după mine cu mașina aia pe autostradă. Mergi ușor după mine. Păi mergi ușor după mine, de asta zic. Bine. Să mergi ușor după mine pentru că am pus eu pe Doamne, pare mult mai rapidă acum cu tu. Stai ușor. Folosește frânele alea foarte slabe pe care le ai și nu mă lovi, te rog. Bine. Cine Dumnezeu își cumpără Dacia pe și să o folosească în mod neironic? Like, come on, dude, poți să ai Ferrari-uri. Vezi că trecem pe lângă niște apă, ok? Ai grijă să nu împotmolești mașina în apă, că după aia e problema. De trecem prin blaștina asta. Pentru că e Dacia, e făcută să meargă prin multe locuri. Ce Land Rover? Să te speli cu el pe cap, frate, că cu 10.000 dacă nu ți-ai un Logan și urci pe munte cu el. Sigur, îl cam chinui, că nu prea reușește, că n-are motor sub capotă suficient pentru... De fapt și a mea. Nu, e elementul ei acum, ok? Bun, hai să o călcăm tare. Ce bine. Spuneam, n-are motor sub capotă să urce pe munte. Dacă e o pantă de aia super abruptă, săracul Logan se chinuie. Bun, ești gata? Da. Hai, dă-i. 3, 2, 1 și... Hai. Îmi place că ai... Bă, stai așa, tu știi că e delay-ul pe Discord? Noi nu putem să facem o cursă foarte corectă. Ah, da, adevărat. Da, de asta am plecat eu mai târziu și mi s-a părut că tu ai plecat înainte. Dar și oricum am, simțim când vorbim. Da, am tins... Am ajuns într-un stâlp. Ai ajuns într-un stâlp. E autostradă. Cum ai ajuns pe stâlp sau în stâlp, nu știu. Nu știu, dar m-am suit pe el și arată foarte interesant. Eu merg cu 252 de kilometri. 252 de kilometri, mai bine zis. Atât de mult s-a adăugat? Bă, nu știu, am ajuns la 260 aproape, 259, 260. Nu sunt sigur că mi-a adăugat. 230. Ia zi-mi tu cât prins cu aia. 272, maxim. Pe bune? Da, maxim. Deci tuning-ul chiar a funcționat. 38. Am sărit la un 282 parcă la un moment dat. 272. Aici vine curba asta periculoasă. Dracă mașină cum face. Dude, am fost la un centilitru distanță de nenorocitul ăla și l-am lovit oricum. Hai să văd dacă reușesc să te găsesc mergând pe contrasens ca să facem accident. Ah, te văd!
Am mai, mamă, ce frână ai pus, Jesus, cum ai oprit-o atât de repede? Nu știu, vezi e că magic. Ți se hâțână bara. Eu. Se hâțână bara la Logan. Deci, cred că tuningul ăsta chiar a făcut ceva la mașina asta, pentru că, damn. Și știi ce voiam să zic? Că asta se controlează mult mai bine decât orice altă mașină la viteză mare. Tu știi Ferrari-ul ăla de la meu de accelerează la 300 de kilometri în 3 secunde? Uh-huh. Ăla de la 100 și ceva încolo virează atât de greu. Este imposibil să virezi, pe bune. Deci se plafonează virajul dacă asta are sens. Și dintr-o dată... Tot Dacia Macro mânească bună. Da. Uite, uite, am 250, au ce pot să fac. Cu Ferrari-ul nu puteam să fac așa ceva. Am mers cu 100 și ceva de kilometri în marșarier cu Dacia. Deci, practic... Bun. Cred că ne îndepărtăm cam tare de oraș. Pune și tu frână și găsești un loc pe unde să ne ducem pe... Ăla era locul pe care trebuie... Firață. Asta a fost karma. Mi-ai stricat Dacia, dude. Are Parkinson la rata din spa. Ok, s-a oprit. Slash repair. Nu merge deloc. Oh, cred că le-am da. Ok, au crăpat da. Săracele, deci da. Putem să spunem o rugăciune pentru ele, dude. Daciile noastre. Chiar că le lăudam. Oh. Ei bine, vom pune capăt acestui minunat episod aici. Stai. Crezi că poți să o repar tu pe-a mea? Da. Ok, știi ce? Atunci repar-o și mă urc și eu și du-mă în oraș. Du-mă tu mai bine, du-mă că tu știi să conduci mai bine, nu? Eu știu să... Păi mă bucur că recunoști. N-am zis nimic. He-he, te-ai scăpat. Te-ai scăpat, ai... ai spus-o, ai comis-o, nu mai contează de acum. Bun... Păi, o să-ți arăt cum merge un profesionist cu Dacia, frate. Nu știu de ce-i tot zic Logan la asta. Eu zic Logan la Dacie pentru că sunt autist. Ca și cum Loganul ar fi singura Dacie. Sunt multe tipuri de Dacie, dar Loganul este cel mai... s-a stricat din nou. Deci, A fost o încercare bună. Da, a fost o încercare foarte bună. Probabil n-ar fi merge, stricată. Cred că am călcat-o cam tare după ce ai reparat-o și probabil că... O să ne revedem pe data viitoare. Deb, yay. Fac deburi în mod neironic? Cumva?